Bună ziua, dragilor! Acest video scurt îl fac pentru voi, pentru cei care ați avut și aveți atâtea întrebări în legătură cu testul MPU. Deci, vă voi citi aici, v-am pregătit aici câteva rânduri pe care doresc să vi le citesc. Deci, acest test MPU, care se numește și testul idiotului. MPU înseamnă Mediciniști Psihologice Untersuchung. La acest test sunt supuși unul dintre, unii dintre conducătorii de vehicole din Germania care, vrând sau nevrând, au săvârșit anumite lucruri pentru, ce, pentru care cei de la Straßenverkehrsamt îi trimite să facă acest test înainte de a le da dreptul de a conduce un vehicol pe teritoriul Germaniei. De aceea aveți grijă, după ce ați primit permisul suspendat, trebuie să știți că după cele 6, 9, 11 luni, de multe ori trebuie sau 99,9% trebuie să faceți acest test. Toate aceste demersuri sunt complicate și scumpe, iar dacă nu veți consulta un consilier MPU, un MPU berată, este foarte greu de reușit. Un MPU berată, bineînțeles, sunt care vorbesc limba germană, de aceea aveți nevoie neapărat și de un dolmece. De ce se face acest lucru? Deoarece, prin urma faptelor comise, oficialitățile germane menționate mai sus doresc să știe dacă conducătorul este apt medicinici și psihologici de a primi acest permis și mai ales doresc părerea unui psiholog. Totul va depinde de acest psiholog care vă va spune da sau nu. În această convorbire, el dorește să afle dacă v-ați ocupat și dacă știți să spuneți în cuvinte ceea ce s-a petrecut, de ce, cum vă comportați acum și ce v-ați gândit sau ce ați făcut ca în viitor să nu mai faceți? Cine trebuie să facă acest test? Toți conducătorii care au condus în trafic și nu numai, sub influența băuturilor alcoholice, de obicei peste 1,6 promile, care au comis infracțiuni, cum spuneam, nu numai în trafic, care au condus un vehicul sub influența drogurilor sau anumitor medicamente și cei care au adunat mai mult de 8 puncte. Cum decurge acest test? Trebuie să știți că testul are 4 părți. Bineînțeles că veți merge cu un dolmecer acolo. Prima dată veți completa un chestionar, un fragebogen, cu anumite lucruri din viața voastră și despre voi veți intra la reacționstest sau la istungstest, acolo o veți face la computer, trebuie să rezolvați niște exerciții. După aceea primiți consultația medicală din medicină și Untersuchung, cei care au fost din cauza alcoolului sau drogurilor, trebuie să prezinte și câteva documente care se numesc abstinenți nachweise și la urmă intrați la psiholog unde veți avea convorbirea cu el. Uh, cum spuneam, deoarece totul este foarte complicat, este indicat să vă consultați cu un MPU berată cu un consilier. Uh, ce trebuie voi să știți? Uh, că dosarul uh, pentru care trebuie să-l depuneți pentru recuperarea permisului vă costă cam 150 de euro. Trebuie să vă ocupați de el și puteți să vă ocupați și în perioada de suspendare. Veți afla de la noi și care sunt demersurile în legătură cu dosarul la Strasenvergersamt, la biroul de carnete. Trebuie să știți cum să depuneți cererea în caz de alcool și droguri la un cabinet medical acreditat, ce trebuie să faceți la biroul de MPU, cum trebuie să vă pregătiți, care sunt demersurile, cum se fac testul de, testurile de reacție, care sunt întrebările pe care psihologul vi le pune, ce trebuie să știți neapărat ce nu aveți voie să spuneți nici într-un caz și cum procedați după ce primiți dosarul pe care trebuie să-l cereți, să vi-l trimită acasă amândouă, primiți două dosare amândouă și cum trebuie să vă comportați mai departe. Dacă aveți întrebări, cu drag vă ajut, mă puteți contacta și la telefon 0172 1411140 sau mă contactați pe messenger, pe whatsapp. Cu asta eu sper că puțin v-am ajutat, vă doresc toate cele bune, vă doresc mult succes și să ne vedem cu bine iarăși pe străzile Germaniei.